Luni 9 mai 2016, la ora 19, la Casa de Cultură a Sindicatelor din municipiul Târgoviște are loc concertul Primăvara Clasică Europeană, ediția a treia. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Târgoviște și Consiliul Județean Dâmbovița prin Centrul Județean de Cultură Dâmbovița. Carmina Burana este opera muzicală ce va fi prezentată publicului dâmbovițan și va fi susținută de Orchestra Simfonică Muntenia a Centrului Județean de Cultură Dâmbovița alături de invitat special Ana Mirescu, soprană, Iordache Bazilic, bariton, corul de copii Bravissimo și corul acustic. Spectacolul este prezentat de tenorul Vlad Miriță. Primarul Cristian Stan a susținut o conferință de presă premergătoare acestui eveniment. Au fost prezenți și vicepreședintele Consiliului Județean Dâmbovița, Marina Antonescu, și tenorul Vlad Miriță, precum și viceprimarul Tudorică Răducanu și managerul public Liviu Stoica. După cum cunoașteți, de 3 ani încoace, ziua de 9 mai ne prilejește un eveniment foarte important pentru municipiul Târgoviște. Este vorba de evenimentul intitulat Primăvara Clasică Europeană. În acest an suntem la cea de-a treia ediție. Va fi o ediție absolut extraordinară. Ca element de noutate, din cauza condițiilor atmosferice și a recuzitei necesare, de data aceasta spectacolul urmează să aibă loc în Casa Sindicatelor luni, 9 mai, începând cu orele 19. Va fi ceva, repet, absolut deosebit, cu mențiunea că bugetul spectacolului pentru acest an, contribuția municipiului Târgoviște, este cu 20.000 de lei mai mică. Sigur, noi dorim să permanentizăm asemenea manifestări, să ne păstrăm și să ne înfrumusețăm blazonul, dacă pot spune așa, prin implicare culturală consistentă, din ce în ce mai consistentă fiecare an, singur sau alături de Primăria Municipiului Târgoviște. Susținerea pe care noi o asigurăm este de 33.200 de lei, în clar spus, pentru plata instrumentiștilor și soliștilor colaboratori care se adaugă Orchestrei Sinfonice Muntenia, chiria sălii și taxele aferente, pentru că sunt și taxe de plătit, aferente organizării spectacolului. Vom avea invitați doi soliști foarte importanți. Întâmplător, unul dintre ei este foarte bun prieten și coleg de concerte vechi. Este vorba despre baritonul Iordache Bazilic. Este, în opinia mea și nu numai a mea, cel mai bun bariton din țară la ora asta. O să vă spun că în anul 1995, chiar m-am uitat pe CV-ul lui, prieten bun, foarte, foarte bun fiind, dar nu știam acest detaliu. A fost angajat la Opera Națională din București, iar în 98 a fost desemnat cel mai bun solist al anului pentru rolul Giorgio Germon din Traviata. Ce pot să vă spun este că el face un rol foarte bun în Traviata, în schimb specialitatea lui este Carmina Burana și Bărbierul din Sevilla, unde chiar excelează la nivel internațional și național. Cealaltă prezență în spectacol este soprana Ana Mirescu, cu care am fost colegi la Opera Națională. Este o soprană foarte talentată și iarăși nu știam că ea în studenție, încă în anul 2003, și-a făcut debutul fix cu această partitură, cu cantata Carmina Burana de Karl Orff. Deci iată, avem doi soliști a căror specialitate, am putea să spunem, este lucrarea pe care noi o prezentăm în data de 9 mai la Târgoviște. Pentru al treilea an consecutiv, Primăria Municipiului Târgoviște și Consiliul Județean Dâmbovița marchează Ziua Europei prin evenimentul Primăvara Clasică Europeană.